Salut. Astăzi vreau să vorbesc despre Bitcoin și Ethereum, o analiză tehnică pe creșterea recentă. Și de aceea m-am îmbrăcat și în roșu, nu pentru că ar fi sânge pe piață, ci din contră pentru că taurii reacționează la roșu. Acum toată piața este în urcare și am vrut să sărbătoresc în acest fel. Și da, știu că nu se închide ultimul nasture de obicei, dar mi-așa îmi place să-l port te invit să urmărești acest video și să mă ajut și cu un subscribe dacă îți place contentul pe care îl fac. Să începem! Bun, să trecem la Bitcoin pe candelele de daily și anume lumânări de o zi. În videoul trecut eu am menționat această zonă foarte importantă, zona MOV, în care mă gândeam că Bitcoin va face o mișcare lateral foarte important de ținut rezistența aceasta de la 34.861. Dacă această rezistență era spartă, următorul target era 28.805, această zonă. Dacă era spartă și aceasta, aducându-ne mai jos, deja devenea mai complicat. Aici era un nou man's land. Desigur, pentru termen lung nu mă panicam, mai acumulam ușor, ușor, nu toți banii dacă mai scădea mai acumula puțin câte puțin, dar Bitcoin a ținut să spargă direct această zonă MOV pe care o vedeam eu. Rezistența de la 41.105, 41 o rezistență care a ținut după, bul, după încheierea buranului din această perioadă, a ținut o dată, aproape aici atinsă de două ori. Acum Bitcoin a depășit-o în prima fază și a luat rejectare, iar acum am închis chiar deasupra ei. Un lucru destul de bun, doar că volumul nu este așa mare. Nu mă aștept neapărat la un, un breakout așa mare din cauza aceasta. De asemenea, dacă ne uităm pe RSI, RSI-ul se apropie de 70 destul de sus, și acest uh, lucru mă, mă îngrijorează un pic pe daily. Uh, Urmând ca probabil Bitcoin să găsească și o rejectare în uh, opinia mea, deja creșterea este destul de mare, mai trebuie să meargă și înapoi un pic, de aceea nu aș intra foarte puternic sau cu, cu foarte mult. Ia să vedem cât a fost de aici, peste 40% oh. 49% în acest moment. Uh, destul de mult. Să vedem în continuare. Uh, seamănă cu ce am făcut eu, doar că mai devreme. Targetul următor, cam, cam care ar fi? Dacă prinde și volum destul de bun, ia să vedem cu un desen. L-aș face altă culoare acum. Dacă prinde și un volum destul de bun, cam să găsească un suport în, în zona aceasta, să spunem. Cu o linie de suport cam chiar aici. Și albastră. Da, pe la 43667. Dacă ar găsi un suport aici, destul. Destul de greu deoarece a fost o creștere de 50% și volumul nu este foarte mare, rsi este foarte sus. Dar lucrurile, lucrurile arată ok deocamdată, cu, cu puțină grijă, eu consider că în următoarea perioadă ar urma totuși o, o mișcare în lateral până la un eventual breakout așa mare. Și veștile pozitive cu Ethereum m-au influențat, vin și vești mai puțin pozitive legate de reglementarea piețelor care mai uh, sperie lumea, în special începători. Aceste știri sunt venite de ani, de zile, de trei ani auzeam cam aceleași știri. Nu este neapărat un lucru de panicat pentru un investitor pe termen lung. O să trec și la Ethereum care a urmat și el uh, aceeași uh, explozie, ia să vedem, tot pe daily, bun, și Ethereum a avut o creștere, cred că tot, ci, uh, nu mai mare, 70% din, uh, din acest punct de la 1767, pentru Ethereum mă gândisem tot o consolidare în lateral până la un eventual breakout care ar fi destul de plauzibilă și destul de bună dacă țineam zona MOV. Ethereum a făcut direct breakout, același lucru nu este susținut de un volum foarte mare, lucru care îți dă un pic de gândit. S-ar putea să vină niște buy-uri pe aceste zone, deoarece a crescut, Bitcoin a crescut 50%, Ethereum 70%, lumea s-ar putea să vină cei care au cumpărat mai jos să dea niște buy-uri, să urmeze o, o, un pullback, nu, nu îngrijorător, nu foarte mare, dar ca idee pentru cei care poate vor să meargă long încă sau văd un breakout foarte mare, dacă acumulați pe termen lung este ok. Pe moment zic că este un, un risc destul de mare pentru o eventuală creștere. Să vedem și RSI-ul pe Ethereum ce zice. Și RSI-ul pe Ethereum pe Daily zice că este pe la 80, adică mai mult decât pe Bitcoin care era la 70%. A mai dus până la 90 cel mult, unde și-a luat rejectare puternică. Este foarte sus momentan pentru Pentru un eventual Long sau un buy Este destul de Riscant Volumul nu este foarte mare Pentru moment cred că ar urma O rejectare Dacă Dacă a reușit să ia ca suport această rezistență de la, 20, de la 2878 ar fi ceva, se pare că o să o spargă din prima. Dacă ar urma să o ia ca suport ar fi ceva, dacă în opinia mea cred că nu poate să o ia așa repede după această creștere, cred că ar mai urma o scădere de genul, să o fac cu verde. Cam așa. Urmează să vedem, sunt și știrile pozitive din piață din uh, ultimul timp, că n-am uh, reușit să fac asta. Linia cu verde. Perfect, o să ștergă punctulețele astea. Așa ceva ar fi mai plauzibil cu un suport la uh, 2341. Din nou, volum mic, RSI foarte sus, destul de riscant acum pentru o mutare, mare atenție. Știrile pozitive desigur și pe Ethereum uh, au adus și au contribuit și acestea la creștere, pe termen lung, bullish, pe termen scurt, mare atenție. Cam aceasta este părerea mea. Și în încheiere uh, voiam să Mă uit un pic și pe X-Infinity, despre care am făcut un video un trecut. Uh, puneam aici două zone de suport pentru Axi, care era destul de sus. Se pare că Axi se luptă să rămână în această zonă. Încă nu nu intru, nu este sfat financiar, este doar părerea mea. Cam tot ce-mi exprim este doar părerea mea. Te rog să-ți faci. Research-ul tău, dacă îți dorești, poți să mă contrazici, să ai alte păreri, nu este nicio problemă. Încă, încă rezist Axi, problema este că în trecut au mai fost aceste jocuri, bine, nu chiar așa de bine dezvoltat ca acesta și de viitor, și a fost doar un pam de câteva săptămâni, o lună, și după aceea a căzut. De aceea încă sunt. Încă sunt sceptic pentru a cumpăra sau cine știe dacă rămâne așa poate încep și eu să mă joc. Deocamdată nu. Creștere foarte mare, se luptă să se mențină sus. Poate asiaticii chiar rup jocul în continuare și o să-l țină destul de sus. Să vedem. Îl las și pe axia aici, o să, o să mă mai uit constant la el. Să văd dacă scade, să urmăresc și știrile de ce ar, de ce ar scădea. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că m-ai urmărit, te invit să mă ajuți cum subscribe dacă îți place contentul pe care îl fac și ne auzim data viitoare. Ai grijă cât investești, te salut!